fiindcă am tot văzut că multe ați avut pornirea să puneți în lateral. Da. Nu o puneți așa, dacă puneți undulatura așa, faceți găuri. Exact, da, se pune deasupra șubiței, însă oblic. Da? Am zis, nu punem deasupra și orizontal, dar deasupra oblic. Bun. Caut exact acest cant și dedesubt am panglica, asta înseamnă că trebuie să continui cu șnur. Și rotesc. Fac o rotire completă. Pe partea asta am fața, da? Și o rotesc și ajung cu șuvița pe dos. Tot așa, apropii buclele una de alta. Știu, e greu, e dureros, Doamne. V-am chinuit astăzi, am fost un dureros. V-ați fript degetele? Da. Păi da, cum vreți. Mie nu mi s-au plâns pe șofer. Vezi, a venit mama. A venit mama. Dacă îmi permit să spun câteva cuvinte, bună ziua, dragii mei colegi. Uitați-vă că am ajuns din Maramureș, sunt deja în academia mea, sunt la cel mai tare trainer. Ada Dobrev, încă o dată uitați-vă, v-am zis, este viitoarea campioană a României și nu numai în coafuri texturate, dar și în valuri. De ce? De ce valuri? De atâta că se cer, de atâta că iarăși sunt la mod, în pic, așa să zic, în trend. Fiindcă moda se schimbă, dacă cândva am purtat pantofi cu botul pătrat, acum o să fie și mai ascuțit și iar o să... Dar clasica este clasică, deci asta va fi și eu cred că fiecare maestru, care toți colegii noștri ar trebui să știe cum să fac balurile. Da? Deci suntem la un curs la Ada Dobrev, în Academia Elite Art Steel, la un curs de o zi de valuri. Nu intru foarte tare, nu trebuie să desfac ceea ce am făcut mai devreme, da? Nu-mi dau singură cu stânga, dreapta. Da, o să dăm. Eficient, da? Bun. Din nou, iată. Și undulez la același loc. Uitați-vă la mânuțele ei fermecate cu mărcă, vedeți? Doamna are mamă de ochi. Nu, cât de când eu de ochi? De când? Să nu spui că acum îți tremură mâinile. Nu. Nu. Nu, am roșu pe mine. Nu poate să fie așa ceva. Atâtea am vorbit, atâtea am discutat aici, le-am povestit fetelor, acum nu ce să zic. Nu mai știi ce să zici? Nu! Nu mai știi ce să zici. Ce? Pot să te întreb eu câteva întrebări? Spune-mi, te rog, o să-ți fac așa un... La valurile astea, tapezi de sub părul? Da. 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 Deci nu. Am în vedere, faci o bază de tapaj... Bază de tapaj pe lungime? Da. Înainte să așez valurile peste mine? Nu. Tapez doar rădăcina? Doar rădăcina, legăm doar rădăcina, toată suprafața, pe toată suprafața scalpului. Se tapează rădăcina și se leagă. Așa. Și apoi undulăm. Care este distanța dintre cută și cută? Asta trebuie să veniți la curs. Ați auzit, fetelor? Secretele se învață la curs. De aia este curs. Nu vă trebuiește mult timp ca să învățați așa ceva. Aveți nevoie de o zi. Și închis. Da? Da. Iar asta este datorită poziției undulatorului. Și poziția undulatorului care e? Nu spunem să veniți la curs. De fapt, nici nu trebuie să vă la curs. Și de acasă trebuie să fie atent să vadă cum anume ține undulatorul. Deci undulatorul, valurile perfecte să iesă doar cu undulatorul 25 de diametru. 25 de milimetri. Da. Diametru de 25. Ok, acum orientăm spre spate același lucru. Așa, până acum. Încercăm să pieptănăm
în aceeași direcție, să nu se vadă, să pară că am dus din prima tot părul. Da? Ca și cum s-a trezit dimineața coafată în valuri. A venit cineva, a făcut o minune. Și a coafat tot părul deodată, da? Ei, a venit cineva. I-a făcut soțul toată noaptea valuri. Ce a venit cineva? Cine acela cineva? S-a trezit așa dimineața, așa cu vală în cap, da? Păi frumos. Păi frumos. Bun, am direcționat. Am să pun aici un ac ca să nu miasă din clipsul de termin la un moment dat. Un pic cam mare șuvița, am să-mi fac. Și mă îndurez la același nivel. Ia să vedem. Acum să fiți atenți. Cum se pune undulatorul? Cum se pune undulatorul? Fiți atente. Ia ca așa, cum zice doamna. Ia ca așa, uitați-vă. Nu mai priviți. Cursurile vor fi doar o dată pe lună, o zi. Valuri, da. Da, de valuri vom avea o dată pe lună, o zi. Foarte bun acest format, adică mie chiar mi-e bine, îmi place și cred că e bine și pentru voi să fie un curs de coafuri texturate și următoarea zi de valuri, cum este astăzi. Deci da. O zi de miercuri, într-o lună, vă puteți face timp să veniți să învățați. Mai ales dacă vreți să participați și la cursul de texturate, continuați cu valuri și plecați acasă cu capul mare. Exact! Credeam că ai zis dacă vreți să participați la concurs. A, nu, n-am zis concurs. Doamna, facem concurs. Că am crezut că asta urmează. Facem concurs. Ar fi foarte drăguț. Veniți așa la vreo 3-4 cursuri, o să fiți doxă. Și noi, Cătăline, te pupăm. Și sper că în viitorul apropiat să ies în direct, să intru în direct, deci am aici asistente care se uită la mine și zice: Doamna Luba, nu corect vorbiți românește. Așa. Deci să intru în direct și pentru tine. Așteptăm în echipaj. Da. Aici cât timp coaceți șuvițele astea, mai glumiți cu mireasa, mai destresați, mai neteziți așa pe tâmpile, vai dragă mea, stai liniștită că tot te ia, nu fuge nicăieri, cât timp ești tu la coafa. Sau mai e timp să te gândești? Da. Nu băgea asta. Cum a fost asta? Cum sunteți, fetelor? Bine. Cam tăcute, așa? Obosite. Cam obosite, nu? N-ați spus nimic despre prima coafură. O să spun, sunt prea departe. O să merg acum și... Să afle lumea de ce fetele mele acum sunt foarte obosite. Există o explicație. Eu vreau să vă spun altceva. Dacă Ada după două zile de curs era obosită și azi o văd în formă, ori e, ori, pe asta am vrut să zic, ori că i-a venit soțul acasă, ori că n-ați stresat-o voi, dar e bine. E bine. Deci înseamnă că te-a încărcat soțul cu energie. De toate, da. De toate. Ce să zic? Mă bucur pentru voi. O să vorbesc cu soții voștri să nu plece atât de des. Să fie aici să vă încarci cu mai multă energie. Zilnic. Așa? Că atunci randamentul e mai mare. Adică nu că n-ar fi. N-ar fi așa. Da. Da, totuși. Văd luciu cela și străluciu cela în ochi, așa de fericire. Așa. Altceva? Le spuneam ieri fetelor că eu mă încarc cu ceea ce fac, adică mie îmi place ceea ce fac, eu mi-au energie din asta. Eu nu fac doar așa, am venit și eu la muncă și le arăt fetelor două coafuri, trei coafuri câte apucăm și mă duc acasă și mă culc. Da, eu până e astăzi nu te-am văzut cu ceas la mână. E cadou. Să zici că nu sunt atentă. O, Doamne, te-s foarte atent. Nu, mă gândeam eu așa că știa că o să faci baluri și trebuie să spui ce a spus, dar nu mai ceasul la mână. Bine, eu la fetele am povestit de panglică șnur, ca să fii atente la șuviță când o răsucești și să o răsucească corect. Așa le fuge ochii la ceas, poate n-am.
Are cristale sau mă știu ce. Foarte frumos ceas. Foarte frumos ceas. Mulțumesc. Are gusturi. Dar împărțim tot din același punct, iar direcția părului este radială. Ok? Toată suprafața. O să vă taxez dacă nu clipănați corect. Vă confisc ceasul. Ce le facem? Amintă? Nu, le confisc ceasul. Am înțeles. Uite, s-a uitat deodată. A zis, ce bine că nu l-am pe mână. Deodată s-a uitat. Imediat s-a uitat la mână. Și imediat i-am citit. Nu așa că te-ai gândit așa? Să spui că nu citesc gândurile. Deci, dragii mei colegi, la noi este și vesel când este doamna Luba aici. Da. Da, Ada e foarte serioasă așa ca profesoară. La un moment dat a zis, fetelor, treziți-vă! Am crezut că le-a la bătaie, că de acum eu căutam a cincilea ungher pe aici. Dar de fapt asta era despre bucle și despre geometrie și despre linie. Și cum să faci ca să fie exact, exactitate, da? Să fie perfecțiune aici, perfectă. Da, dacă ai pierdut valul, ai pierdut valul, gata. O baci cu capul la da, scafă. Da, o baci cu capul la scafă, că acolo nu mai poți să mai faci nimic. Și când ai programări una după alta, numai de băgat cu capul la scafă nu ți arde. Ce să faci? Pierzi timpul dacă plângi și strici și machiajul și iar pierzi timpul să-ți refaci machiajul. Mai bine iei măsuri. Îi tragi bine părul la perie, o să-i dai cu ceva antistatic. Sau zici, vai, ce bine stă așa. Mai bine așa. Și îți crește nasul așa. Da, draga mea, e super. Bun. Am descoperit o metodă nouă, da? De genul. De ce băgăm de vreme? Deci nu le arăți acum și bretonul. Nu pot să le arăt. Nu, păi nu. Trebuie să desfac aici. Am în vedere că ele fac încă și porțiunea asta și pe urmă le arăți bretonul. Sinceră să fiu, plănuiam să vă arăt asta, vă deschid, și apoi să vă arăt cum se undulează și cum se pune bretonul. Și bretonul. Ei, și dacă vouă vă pare că această secțiune de deasupra este ciufulită, nu aveți decât să o pieptăm. Însă eu nu pieptăm, că mie îmi place de ea. Okay? Am să o tapez un pic de desubt. Trebuie să fie perfect aliniat, dar ultima e cireașa de pe tort. Trebuie să fie perfectă. Da? Da. Yes, boss. Bine. Întotdeauna te dați cu fixativ. Nu dați din față și nici de jos. De sus. De ce? Ca să liniștiți firele de păr și să obțineți și lucru. E o chichiță și la asta. Curculița, vanilie. Vreți să faceți asta și apoi bretonul? Da. Serios? Următorul curs.
coafuri texturate o să fie pe 2-3 septembrie, dacă nu mă înșel. Și pe 4 putem pune curs de vară. Ați auzit, toată lumea, pe 2-3 septembrie avem curs de coafuri texturate cu Ada Dobre și pe 4 va fi următorul curs, da, de valuri. Fetelor, toamna de-abia se începe. Acum se începe a număra bobocii și banii. Hai, Fugolița, investiți în voi ca pe urmă să strângeți roade. De gâdelit. Da, e de gâdelit. De aranjat la fiecare. Da, direcția, până jos. Stam să pierdim toată. Da? Stânga, stânga. Acolo. Am înțeles. Un încărcător. Alu. Aici este o șuviță scurtă din breton. Vă faceți că mă vedeți. Ce vă spuneam mai devreme, de fapt, mai azi dimineață chiar m-ați întrebat, dacă ea este tunsă în trepte, ce facem? Merge? Nu merge? Ia uitați, asta e scurtă. Bretonelul ei e tuns cam așa față de scară, da? Uitați cum rămâne. Fiindcă el este fix vârful de care eu țin când ondulez. Și rămâne ridicat, da? Așa că ne folosește. Doar să fie tuns în trepte, dar filat destul de mult, să se piardă linia de tunsoare. Și atunci puteți să băgați extensii, iar vârfulețele astea se amestecă cu extensia, atunci e altceva. Dar când are un păr sănătos, să zicem, și are prima treaptă foarte scurtă, vă complicați foarte mult. Și posibil să aveți la final numai vârfulețe. Plus că ele de la frecare, de la mișcare, se desprind și arată. Aici continuăm cu asta. N-aș vrea să le țin interesante. Am spus în sala de curs la un moment dat că, nu știu dacă m-au auzit toate, repet, aici puteți băga extensii, multe. Ca să aveți partea de față să fie bogată, da? Și atât ea, cât și cealaltă. Din partea asta puteți să trageți 2-3 ondule, să le trageți spre față. Să fie bogată. Ca de obicei, desimea merge în spate. Ca de obicei, clientele aici nu prea au păr. Știți, da? Și de aia, dacă puneți niște extensii, va fi densitatea și în față, exact ca în spate, da? Nu va... Da. Are dita mai păr. Deci neapărat trebuie să faceți lipiciu, că de altfel nu o să lipească. Și vor fi fiecare treaptă va fi în aer. De acum Veronica nu mai are răbdare, vrea mai repede să înceapă lucru. Da, ele nu văd ce faci tu, da. Pentru că tu te-ai întors așa. Acum se vede, fetelor? Da.
Cine? A, păpușa, da. Umărităm astăzi, dar e miercuri, mă. Și ce? Și apoi stai că am intrat în post, în postul la Sfânta Marie. Da. N-am intrat? De astăzi, da. Nu? Da, 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 pe data de 15. Așa că, păcat că... O ducem doar la cununia civilă. O ducem la cununia civilă. Lasă că o cununăm noi aici. În numele Tatălui și a Fiului. Da. Întrebau fetele de curs de tunsare. Georgiana, tu întrebai. Da. Da, o să avem la sfârșitul lunii. Nu știu dacă mai avem locuri. Mai avem locuri? Sunt deja 10 persoane. Dacă am zis mai mult de 10 să nu iau. Vrei? Aș vrea, dar sunt începătoare. În sensul că nu știu. Nu contează. Nu contează. Astăzi m-am întors de Maramureș și am avut acolo un curs de tunsoare de o zi, un an. Și au venit fetele cele și au zis, Doamne, să zice, toată lumea mă întreabă câte luni am făcut de tunsoare și am zis o zi. O zi. Și ce tunsoare am? Toate. Începând de la trept, scări, 90-45 de grade, bobul și scurt. Trei zile. Deci acolo în Maramureș am făcut o zi de curs. Le-am arătat trei tunsuri. Și au venit fetele care n-au pus niciodată mâna pe foarfec. Și tund. Da, o să mai fac. Este foarte, foarte logică și rapidă. Suntem într-un timp, fetelor, când timpul este foarte accelerat. Nu vă uitați, e luni, iarăși luni, s-a început luna, s-a terminat luna. De parcă numai ce a fost Paștele și acum și o să fie iarăși Crăciunul. Deci suntem într-un timp când fuge timpul, într-un fel. De-aia trebuie să lucrăm, mai ales la o tunsoare, să nu stăm ore întregi. Repede și bine. Unde la coafură puteți să ridicați prețul destul de mult, da? Dacă iese cam bolă. Da? La tunsoare nu se practică prețuri exagerate. Știți care e situația? Salonul nu trăiește din așa, coafură. Așa. Coafura este la sezon, de ocazie. Toți trebuie să o știi să o facă. Coafurul trăiește din tunsoare aranjat și vopsit. Și de aia trebuie să le faceți pe toate repede și bine. Te-am pupat. Și clienții educați au intrat, au pus bănuțe, au plecat. Ca la ei acasă. La noi așa este, ca la noi acasă. Vreți să lucrați? Da. Sigur că da. Fetelor, dar înainte de a pleca, spuneți-mi și mie două cuvinte, vă rog, pentru Ada. Cine vrea să spună două, trei cuvinte, vă rog eu mult de tot. Hai, ia spune tu. Ada este o super profesionistă, este a treia zi cu Ada și mă simt foarte fericită și încărcată cu multe informații și aștept să le pun și eu în practică. Să le pui și cu Doamne ajută să-ți margă și să... Și cu succes să ne revedem curând. Cu Doamne ajută. Ia, spune-mi, te rog, ceva. Nu. Deci nimeni nu... Da, spuneți de unde ați venit. Ia, spuneți-mi de unde sunteți. Spuneți-mi de unde sunteți. Din București. Din București. Mă bucur că aud și Bucureștiul. Deci toate fetele sunt sfinte, nimeni nu vrea să spună, ia uitați-vă. Deci parcă sunteți la televiziune, pe cuvântul meu. Deci... Da, hai să vă mai arăt o dată pe Ada mea iubită. A, așa, drăguță, scumpă și foarte talentată. Deci este, încă o dată vă spun, este cursul de valuri. Valuri care, încă o dată, repet, ele s-au întors, ele n-au plecat pe mult timp, ele sunt încă, acum eu altă, să zic așa, alt start, să cere, foarte des să cere. Și ce s-a făcut prima lucrare?
prima lucrare de astăzi, da? Asta este o lucrare superbă, superbă. E numită Scarlett, Scarlett O'Hara. Și dacă primele două zile a fost curs de coafuri texturate, deci astea, coada grecească, cocul și încă o coadă, numai că nu mai este grecească, dar e o coadă, da. Da, e o coadă înaltă. Asta se cere. E mai mult într-un stil arabesc și un coc foarte, care se face foarte repede. Așa. Deci, acestea sunt lucrările lui Ada și sunt toate făcute timp de 3 zile. Știți care e situația? Foarte mulți se întreabă, dar câte coafuri ne învățați? Dar câte puteți face, fetelor? Ia găciți. Cât puteți voi să faceți când merge vorba de așa un gen de textură? Ei, uite câte vedeți, atâtea s-au făcut. Da, exact. Da. Și încă crede, și încă s-a stat mult, da. S-a stat mult și s-a lucrat. Dar fiind... pe mine nu mă deranjează absolut deloc că se stă mult. Din contră, stăm atâta cât se poate, cât trebuie să învățăm. Nu ne grăbim. Și la începutul fiecărui curs, spun, nu contează cantitatea. Măcar să învățați 4 coafuri cu elemente, să le știți dumnezeiește și apoi puteți să creați 100. Câte doriți, da? Dar... asta se vede în timp, o să observați în timp. În momentul în care mi se scrie și răspund că este posibil să facem și 2 coafuri la curs, păi este prea puțin. Da, dar veniți să vedeți despre ce este vorba. Da, noi suntem dispuși să arătăm cât mai multe coafuri. Sigur, important să puteți voi să le duceți. Așa. Și să le înțelegeți, fiindcă nu e merge vorba despre cantitate, merge vorba despre calitate. Așa că, dragii mei, v-am pupat. Salut încă o dată pe cei din Maramureș care m-au pupăcit până acum. Da, vă pupăcesc și eu, mulțumesc, au fost 2 zile superbe, m-am întors la mine acasă, ce să zic, ci că acasă întotdeauna e mai bine, e bine peste tot, dar e bine, e cel mai bine acasă. Ne revedem și cu voi la anul în Maramureș. Până când intrați pe Elite Art Steel, o să vedeți toate cursurile noastre până la sfârșitul anului. Așa că v-am pupat, aveți grijă de voi, să fiți sănătoase, voioase, iubite și frumoase! Pa, pa!